Sunt Victoria și vă prezint Starea Muncii. Am tot discutat până acum despre cât de prost plătită e munca în România. Din păcate, munca nu e doar prost plătită, ci este și periculoasă. Iată un adevăr sumbru. Din 2011 încoace, numărul persoanelor care suferă anual un accident de muncă e în creștere continuă. În 2018 am atins cea mai înaltă cotă din ultimul deceniu, peste 4600 de accidente de muncă. Marea majoritate, adică peste 2/3 din angajații care suferă accidente, sunt bărbați. Explicația ține de faptul că sectoarele cu cele mai multe accidente sunt cele în care angajații de sex masculin predomină. De exemplu, 1/3 din accidentele de muncă din România au loc în industrie, 10% în construcții, alte 10% în transporturi și depozitare. Cu toate acestea, România stă relativ bine în statistici față de unele state europene, unde numărul de accidente de muncă e mult mai mare. Întrebarea e dacă stăm cu adevărat bine sau pur și simplu suntem în fața unui caz de subraportare. Cu alte cuvinte, angajatorii nu declară accidentele de muncă produse de Inspecția Muncii, așa cum prevede legea. E doar o supoziție. Dar ea e întărită de următorul fapt. Dintre toate statele din Uniunea Europeană, România are cea mai mare rată a accidentelor de muncă fatale, care se scindează cu decesul angajatului. Țara noastră avea în 2018 o incidență de 4,2 accidente de muncă fatale la 100.000 de angajați. Chiar dacă trendul e unul descrescător, această rată e de aproape 3 ori mai mare decât media europeană. În total, între 2010 și 2018, peste 2500 de angajați au murit în urma accidentelor la locul de muncă în România. Și acum, întrebarea logică e: cum e posibil să avem cel mai mare număr de accidente de muncă mortale din Uniunea Europeană, dar un număr per ansamblu destul de mic de accidente non-fatale? Ceva e putred în Danemarca, mai bine zis în România. Oare nu cumva explicația e că moartea e mai greu de ascuns, de mușamalizat, decât un accident mai puțin grav? Oricare ar fi explicația, ce este cert e că probabilitatea ca un angajat român să moară în urma unui accident suferit la locul de muncă e de 3 ori mai mare în România față de media europeană. Sau, și mai și, probabilitatea ca un angajat român să își piardă viața în urma unui accident de muncă e de 5,5 ori mai mare decât a unui angajat din Germania și de 7 ori mai mare decât a unuia din Olanda. Această situație se datorează specializării economiei țării noastre în munci manuale cu grad sporit de risc. Altele sunt șansele să suferi un accident când muncești într-un birou, față de munca pe șantier sau într-o hală industrială. O altă cauză e tehnologia adesea învechită. Când munca implică echipamente și tehnologii datate, te poți aștepta la ce e mai rău. Dar nu doar specializarea economică și tehnologia sunt de vină, ci și o filosofie socială greșită. O filosofie care spune că angajatul trebuie să îi fie recunoscător pe viață patronului pentru că îi dă să mănânce o pâine și consideră că plata unui salariu exonerează angajatorul de orice alte obligații. Nerespectarea standardelor de securitate și sănătate în muncă de către companii, capacitatea slabă de control și de verificare a instituțiilor statului, Inspecția Muncii în acest caz, sunt efectul acestei viziuni asupra relației dintre angajat și angajator. Până nu vom schimba ceva în această filosofie și nu vom pune drepturile angajatului, dreptul la sănătate și securitate în muncă în acest caz, în centrul atenției, munca în România va fi nu doar prost plătită, ci, cum spuneam la început, și periculoasă.